ești drăguță, e pernuța aia? Eu nu mi se pare ideea, era... Apucătorul și vrea să duci. Bă, ce faci? Vrea să pui în pachet, cred. Vezi că ți-l dă ție. Așa ți-i bătea, Iulian. Gata! Felicitări! Acum e spătarul Iulian. Dar vezi că stă cu piciorul strâmb, baby. Așa îi place lui să stea într-o parte. Și când l-avea rupt, sărac. Ia zi, Laura, tu ce pregătești pentru azi? Sandwich-urile tale preferate. Da? Da. Adică conopidă cu brocoli? Dacă e rucola amestecat cu spanac și cu mult cașcaval, te deranjează? Mă, dragule, mai gelos? A zis nu. Ce e rucola? Am zis rucola cu amestecat cu spanac. Nu rucola, nici spanac. Bine, ție îți fac fără verdeață. Da. De ca o cașcaval. Fără poschet, cred. Fără slav. Uneori îmi plac. Uite, pe jucăria de la voi. În combinația de... Să-i fac simte inflabil gust și că da, uneori îmi plac. În combinația de sandwich și mișto. Băi, eu nu prea sunt fan ierburi. Le dai mie? În ierburi aromate. Nu se simte. De unde ai învățat, Laura, această rețetă? De la Alina. Aha! Bravo, Alina. Haide, Laura, te aștept, ia uite. E aproape gata. Ai băgat deja un sandwich aici? Două. Ia să vedem noi cum pregătește Laura sandwich-urile. Avem aici niște cașcaval din dar. Dar din dar se face ce dar. Pac, frumos. Ne spui și nouă rețeta? Deci două felii de pământ. După aia vedem dacă se potrivesc. Luăm un cuțit și îl băgăm adânc în niște pesto. Facem un spread aici, foarte frumos. Cu un cuțit din ăla de prost. Unt, honey. Nu știu cum se numește. De unt. De unt, pentru că toată lumea are nevoie de un set de 30 de cuținte de unt. Așa vine orice set. Orice set vine cuțite de unt, multe. Bun. Șervețel. Ah. Ok, bun. Haide, Laura, că așteptăm. Ok, de se pune și capa acum. La pesto sau ce asta. Bun, acum scoate roșii ceva. Roșii... Ce fel de roșii sunt acestea, Laura? Deci acestea sunt roșii în... da, scrie pe grecește. Perfect. Da, deci sunt roșii din alea. Bun, se șterge cuțitul. Bun. Acum se... încă o roșie. Bun, se pregătește roșia. Încă o roșie. Cred că exagerăm puțin cu sănătatea. Două, Doamne. Nu. Bun, scoatem la roșii. Deci rețeta e scoți foarte multe roșii. Ani, fac mai multe sandwich-uri. Face mai multe sandwich-uri, nu vă mai... Doamne, acum o să auzim în comentarii că ai scos prea multe roșii. Ha, 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 ha. Să auzim în comentarii că ești enervant. Vă rog frumos să dați comentarii că sunt enervant.
Măcar ai... Nu știu că ai comentator la semice. Da. Bun, deci se aranjează într-o poziție 3. Pe felie. Se adaugă boschetăreală. După gust. Foarte multă. Bun. Se ia cașcavalul portocaliu, perfect natural, de altfel. Se pune cealaltă felie. Se așează peste sandwich. Se bagă înapoi spanacul care a căzut. Se presează. Apoi se ia. Și se pune pe o farfurie bleu mariu. Vedeți pe o farfurie. Și nu mai trebuie o farfurie. Iată. Iată. Serios, mai trebuie o farfurie. Serios. Luăm pe asta. Luăm aici. O, oh, ce mi-a luat. O, oh, ce mi-a luat. Nu crezi că de poate cu folos săracul îl păcălești pe gata, Laura. Cred că am învățat toată lumea rețeta. Mă bucur. Zi, Laura, că vrei să vezi în comentarii părerile oamenilor despre rețeta de la Alina. Vreau să văd în comentarii părerile voastre despre... Încă o dată, dar mai entuziast. Vreau să văd. Dar le-am mai văzut. Nu contează, mai vedeți o dată. Ah, super, acum am văzut că Mati plimbă... Super smart, a luat pe fraiada, mă ne-a dus-o la căciulă. Da. A scos astea din căciulă și făcea așa la ăla, s-o pune la gâtul cățelului, a arătat și spre el. Bravo, tăi. Urcă-te, să plimbăm girafa. Să plimbă girafa. Nu cred că s-a urcat. Da, păi cum să nu. Cred că cel mai bine îl lași pe el să plimbe girafa, singur. Hai, vrei să plimbi tu, mă, cu girafa? Nu cred că așa ușor. Lasă-mă că depune efort. Bravo, tati. Așa lucrăm mușchi. În general așa mușchi. Doamne, săraci căței, uite la ei că se uită speriați, o să ne rupă lesele. Și Yogi nu știe că el e mai gras decât Mati. Hai. Gata, mă scuzat. Op. Oh, avem hai. O balenă înșoată. Ia, tati, plimbă și tu asta acum. Hai. Hai, plimbă tu. Acum să urcă Flavia-o. Opa! Dacă te-am făcut loc, Mati. Gata, tati. Mereu și-a dorit că ți-i să... Bravo, tati. Perfect, bravo. Hai. Le duci afară și ne întoarcem, da? Zi pa, pa. Zi pa. Pa. Vrei să zici pa? Bine, să încheiem așa sec, fără să zici tu pa. Liana a reușit să spargă o cană, să dea cafea pe pereți și acum suferă. Nu mai zice nimeni nimic? Nu uita la Suchi, că se uită foarte rece cu spectrul. Gata. Gata, mai gând. Gata, nu mai filmez. Singur. Ce zici, Flavia, de soțul tău? E preceput, nu? E foarte preceput. Strică tot. Tot ce Laura-i strică. Da, chiar că. Tu ai ceva cu mine, mă, dar zi. Te-am spărat cu ceva? Că nu trebuie să împușești mașina, să... Spargi când prin casă, zici să faci scandal pe aici. Zici ce te-a deranjat. Uitați-vă și la iubăreții aia doi. Speria s-a speriat. Gata, ai frecat destul pe filmare. Continuă. Deci după ce am filmat un tutorial de make-up, am ieșit un pic la plimbare cu piticul care pur și simplu s-a așezat în fund pe iarbă. Ce faci aici? Da?
Na, și ieșim cu el la plimbare puțin. Ce faci, mama? Mergem și noi? Hai să mergem. Hai la locul de joacă. Hai, dă-i mânuța lui tati. Dă-i mânuța lui tati. Unde-i tati? Acolo. Păi dă-i mânuța. Hai, mergi. Mergi.